Hei, oameni buni, înainte să începem acest clip de Minecraft, vreau să-i fac o promovare lui QRQ, cred că așa se citește, sper că am citit bine, care are un canal cu 10 abonați, aproximativ ceva de genul, mă rog, face o treabă destul de bună, așa că vă invit să vă abonați la canalul lui. Din ce m-am uitat peste canalul lui, are și Terraria, cred că mai face și alte serii, dar în principal Terraria. Deci da, intrați, dacă vă place, vă abonați, lăsați un like și toate prostiturile. Aveți o anotare pe ecran. În caz că nu o să găsiți din prima notarea pe ecran, pentru că se întâmplă să se proceseze clipul și alte chestii și eu nu pot pune anotarea până nu se procesează clipul. Deci, mă rog, ideea este că în caz că nu aveți anotarea din prima, să vă uitați și în descriere, pentru că este și acolo. Bun. Dar o să fie și la Subbox și o să dau și share pe Facebook. Deci asta nu contează. Dar oricum, dacă vă intrați acolo la el pe canal, dacă vă place, vă abonați, lăsați un like, știți voi tot ce trebuie să faceți. Cam atât și cu asta, să trecem la episodul de Brasa Minerilor. Vă pup jos, pa! Hello lume, eu sunt Andy și bine am găsit la un episod din Minecraft, Brazla Minerilor. Înainte să începem acest clip, vreau să vă reamintesc să apăsați butonul de like dacă vă place și vreți să susțineți în continuare această serie. Mirifica și minorată, desigur. Bun, fraților, nu știu sigur, adică știu ce să mai fac, știu cu ce trebuie să fac, doar că nu... Adică o să trebuiască să fac totul on camera. Știu că nu vă place și toate prostioarele, dar asta e. Bă, mie chiar îmi place casa asta, a ieșit genialoasă. Ador, o iubesc, îmi place. Bun, păi, în primul rând, nu știu ce să vă zic, adică știți că am fost atunci la minerit și am luat câteva căcaturi, să zic așa, doar că nu prea am avut noroc cu peștera aia, m-am întors și off-camera acasă, parcă off-camera m-am întors acasă, nu, da. Dar, acum problema este următoare, trebuie să găsim o peșteră, dar nu știu, dar nu cred că nu am chef și bună dispoziție să o caut acum. Deci deocamdată o să rămânem așa, bagăm pe tot aici, că mai bag jumate din asta așa. O să ne mai aici băgăm pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta, cam atât de eu, cam bă, mai... M-am nevoie de cartofi, prăjiți, bagă și să fie acolo. Bun, ia ne poate fac, de ce am avut aceste frame drop-uri? Cam multă mâncare la mine, cred că am nevoie de toată. Anyway, ce trebuie niște lopeți și alte prostioare din astea. Bun, ca să mai uitați, fac, nu știu dacă am niște... Se putea să nu uit, frate, să iau eu cumva niște nisip. Știți că îmi trebuie pentru geamuri și nu mai am nisip și iar trebuie să mă duc să iau, frate. Mor când nu ai ceea ce trebuie. E nașpa să te duci să cauți. Uite aici, fac nisip. Ia-l în puii mei că nu mă mai duc la 500 de blocuri distanță pentru un pic de nisip. Ia-l pe ăsta de aici care e și amin. Aleluia. 20. Pute, unde să mai iau în puii mei? Mai am cât un strat așa de aici. Amin, ok. Bun, băi, că cred că este 32, eu zic, ajung, dă-le în puii mei. Hai, mai iau un pic de aici, gata, atât, că după aia începe să nu plângă Ana. Ok, mai iau și gata, s-o capa să fie la mine, gata. S-a părut că s-au făcut curent, ma. Soare de soare sau apune? Apune. Dani, alo, da, ești? Bă, când... Se face noapte să te culci și tu. Pup jos. Așa. Ce ghiuț. Așa. Hai să vedem ce mai putem face. Bun, am putea băgăm și alte prostiile astea aici, că nu ne mai trebuie deocamdată. Trebuie să facem altă curățenie și aici, dar nu acum. Bun, am putea începe prin a face... Dă-l în puii mei de gold sau de iron, pe care nu am mai mult gold. Frate, ce să scot? Scoate-mă cartofii de aici în puii mei, bagă-i cu alea, că oricum n-avem nevoie. What? Astea lor rugby, parcă. Scoate ăștia, bagă astea, să fie. Uite, what? Aveam... De ce am mai luat? Că aveam. Anyway. Da, scoate-le de aici. Așa. Iar pestea, facem și noi ceva pe aici, repejor. Cred că trebuie să ne trebuie mai multe decât. Așa. Perfect, au rămas 4 și cu ăsta două de aici. Fix 6 să fac și să-mi iese vreo 48. Băi, găsesc că ăsta ar trebui să fie de ajuns. Acum să vedem cum iese. Băi, frate, ar trebui să opresc un pic filmarea să văd dacă cumva, să nu mi se audă voce sau alte tâmpenii. Deci scuzați, revin. Ok, lume, am revenit, dar acum am observat că aici am un fucking coș. Nu sprânceana mea nu vine așa, am un coș acolo, da, foarte nașpa și foarte awkward.
Hai să mergem la căsuța noastră de nebunii să vedem ce ne mai așteaptă ca să venim. Bă, vreau să-mi termin casa asta, să fie așa, lumea când o să se uite la asta, zică, mamă, ce casă și-a tras nebunul. Deci, pentru asta ar trebui să termin aici cu geamurile. În primul rând. Hai că arată bine. Și trebuie să scot tot ce pe aici, pe lângă ea, în puii mei. Și asta că e cam cea mai grea parte, să zic așa. Arată aici, arată bine. Bun, păi, în primul rând, hai să începem să scoatem. Ce puii mei să și facem? O să dureze o veșnicie. Oh, fuck it, YOLO. Înainte să mă apuc să încep să scot. Că trebuie și ăștia puse acum aici. Ar trebui să mă duc la fucking minerit. De ce? Vă întrebați? Pentru că... Vă spun imediat și motivul. O să-mi trebuiască pe aici pe jos să pun stone. Și nu am stone, că o să iese bine cu stone. Am fucking 35 cobblestone și fucking aspiratorul de femei. O să trebuiască să mă duc la minerit, fraților, episodul ăsta. Deși nu vreau acum, dar trebuie să fac pentru că trebuie să pun stone-ul ăla la prăjit. Pentru că altfel am folosit pentru că de prea multe ori am stone aici. Atunci ar putea fi ceva. Nu știu ce să zic. Nu, hai să ne întoarcem la treaba noastră pentru că avem cât de cât stone acolo. Să vedem cum mai facem asta. Și 15, mai trebuie să filmez că am 10 minute. Nu m-am uitat la ceas din prima și asta e destul de nașpa, dar ne descurcăm noi. Am uitat să iau cuarțul de acasă, anyway. Bă, asta eu am astupat-o aici? Cred că da. Nu prea avea cine dacă nu eu. Iupi. Ce bine aici, am supă unde, unde ar putea fi cripple și alte ciudățenii de-astea ale naturii. Bă, dacă mi-ar da un pickaxe cu silk touch, sincer, ar fi destul de bine pentru că aș putea să fac asta, cum se numește. Să iau direct stone-ul, fără să mă mai chinuiesc. Ar fi o chestie să fac asta pentru silk touch, dar să vedem când. Cum aici o să trebuiască să iau prostia asta... Am mult de muncă la casă, mult de tot. Oricum o zic că o să este ceva bestie. Să nu folosesc cuvântul ăla pe care îl mai folosim unii din noi în viața de zi cu zi. Pentru că nu e chiar atât de frumos. Eu nu vorbesc prea urât în gripurile mele. Mai scapă că toată și mai câte ceva, dar nu vreau să vorbesc urât în gripuri. Nu știu ce, adică asta mi-am propus și asta o să fac. Nu îmi place. It's not me. I'm not in that way, sau cum pui mei se zice. Cred că am mai trebuit luat încă un nivel de aici și ar trebui făcut ceva de genul ăsta. Ceva de genul ăsta, vedem. Acum am pus câteva chile, dar ce să fac? Nu plânge Ana, nu plânge Ana. Ceva de genul ăsta ar trebui să fie, deci... O să trebuiască scos de pe aici. Arată bine așa. Ia să se mai... Dacă pun... Nu, cam și asta ar trebui scos ceva de genul ăsta. Așa e perfect. Ok. Da, și în ultimul timp, voi ce ați mai făcut? Eu ce am mai făcut? Eu nu mare lucru. Am gândit să mă apuc și eu mai în forță de breaz la minerilor, pentru că știu că vă place și e o serie destul de dorită, doar că eu nu prea am timp, dar o să-mi fac timp să postez un clip măcar la 2 zile, dacă nu unul pe zi. O să încerc să postez unul pe zi, dar nu cred că o să pot. Să vedem. Vedem cum o să iese. Nu e nimic bătut în cuie. Să nu credeți asta. Cum să fac eu pe aici? Fuck it. Aici aș putea face ceva de genul ăsta, adică e mult de muncă, foarte mult. Știi ce vreau să fac eu? Am zăpadă la mine, n-am. Vă dați seama, dacă eu aici vreau să pun apă. În porțiunea asta, nu știu, cam până pe aici, ceva de genul ăsta. Dacă pun apă, o să trebuiască să sap cumva ăsta, pentru că sub apă o să se vadă nașpa. O să trebuiască să fie ceva de genul ăsta. Ia să vedem așa de curiozitate cum s-ar vedea apa cu dirt. Că putem face teste de deocamdată. Ia să vedem, așa de curiozitate. Nu se vede bine, uitați-vă și voi, na, ce puii mei. Pune repede acolo să poate se creează ceva perfect pe aici. După aia să mă chinui sau astup, da, nu-i bai.
Ceva de genul ăsta vreau să vină. Aici nu, aici nu mai vreau să vină. Ceva de genul ăsta. Bă, se vede bine și cu ăsta, sincer. Adică îmi place, chiar îmi place. Cred că o să-l las așa totuși. Da, dacă stăm s-ar vedea prea la fel ca aici, știți? Asta zic, da, aș putea lăsa cu dirt, dar de două cuburi adâncime. Cred că asta ar fi o idee mai bună. Cred că asta ar fi o idee mai bunicică, zic eu. De două cuburi adâncime ar fi mai bine. Uitați că am zăpadă și acolo de două cuburi adâncime, de ce bine. Ceva de genul ăsta. Problema știți care este? Că nu știu dacă sub apă crește... What the fuck, de unde a apărut mâncat ce-și gura ta? Bun. Nu cred că iarba crește sub apă. Și cu iarbă se vede mai bine. Fuck it. O să trebuiască să fac un pickaxe și să iau cu silk touch dirt-ul. Pui mei, o să trebuiască să mă duc. Știu că este un mob spawner pe server. O să trebuiască să mă duc să-l găsesc. Nu cred. Deci nu cred că se mulțește sub apă. Adică e într-un fel ilogic. Mă rog, deocamdată putem să o lăsăm așa pentru că nu am terminat de scos tot dirt-ul pe care vreau să-l scoatem. Ce nu mai știu sigur dacă vreau să scot pe tot ăsta sau să-l las așa. Mă, o să văd. Mai scot oricum din el între timp. Așa. Stone-ul nu-l scot pentru că oricum o să trebuiască să pun stone aici, așa că nu are rost. Ceva de genul ăsta cred că e pe aici. Ia să vedem. Așa. Întorsele ăștia care le-am luat ar trebui să le plantez. Le pun iarăși pe aici pe undeva, să nu cumva să... Avem parte de o rătănie, că na, nu... Oricum în casă deja trebuie, e o problemă cu iluminatul, să văd cum fac să o iluminez. E destul de nașpa. Știu că sunt destul de în urmă cu seria asta, dar o să încerc să-mi revin. Uite ce șmecheria s-a făcut asta. Sunt curios dacă asta pe aici a crescut vreun pic. Nu, adică... Logic că nu a crescut un pui mei, cum se mulțește iarba sub apă, e logic. Nu știu să zic, dacă o să fac și aici cu... stone sau să îl las așa. Asta este o întrebare la care încă nu am răspuns. Dar o să am curând, deci deocamdată rămâne așa. Așa, păi de aici, ce să zic, ar trebui astupat, sincer. Chiar dacă e o față de Mickey Mouse, într-un fel, au luat ăștia tot ce au putut din ea, în puii mei, au lăsat-o așa urâtă. O să trebuiască să o astup. N-am ce face. Decât să o astup. Și pentru a o astupa, o să trebuiască să scot și stone-ul de printre el, pentru că altfel se vede urât, dar asta este. Deocamdată decât o astupăm. Așa. Ok, mai bagă. Nu. Așa, niște dirt. Dirt. Bine, cred că deja mulți dintre voi știți, dar în caz că vă întrebați, pentru că nu... Poate nu vă găsesc exact comentariul vostru. Cum faceți să luați un lucru de aici, să-l puneți de exemplu pe 2? Apăsați, țineți, apăsați pe shift și apăsați, când țineți cursorul aici, apăsați pe 2, vedeți? 2, 2, dar țineți pe shift, 2. Ăsta vreau să-l pun pe 5, apăs pe 5, vedeți? Ăsta pe 6, apăs pe 6 și tot așa, dar țin apăsat pe shift și când duc cursorul pe el, apăs pe cifra pe care vreau să-l pun. Mă rog, cred că știați asta, dacă nu știați, sper că v-am fost de ajutor. Pentru că sunt întrebări pe care poate mulți dintre voi le știți, mulți dintre voi poate nu le știți și dacă tot am avut ocazia să spun asta, de ce nu? Da. Bun, acum sunt curios de treabă. Cum iese cu stone? Zic că iese bine, dar... Decizii. Ah, uite, am luat dirt-ul de aici. Nu chiar turmă asta de aici care cam strică toată vederea. O să le iau și pe stare repede de tot să nu avem probleme. Așa. Și mai merge un pic de aici. Nu intră noi în casa lor Orbi, că Orbi oricum e AFC, away from keyboard. Dar nu intrăm peste intimitatea lui personală. Cred că mai luăm un pic din muntele ăsta de dirt, că e nașpa. Da, acum o să vrea să spun și stone-ul ăla. S-a înlocuit în cealaltă genul. Dar să-i creezi aici ceva mai frumos, că cum arată acum zici că e din altă lume. Parcă mai un pic mai natural, așa. Parcă un pic, nu foarte, dar un pic. Hai că asta o să crească iarba, e bine. Uite și aici, ba nu, aici am spart eu.
Nu mai astup pentru că... What the fuck is this? Asta așa era? Ciudat, stați așa să... Ok. Măcar am oprit curenții. Bă, asta ar putea rămâne aici, dar să vedem. Un casă e bestie, mi-e-mi place. Spune acasă să ne și culcăm, că nu am chef să se întâmple ceva pe aici. Uite, deja și-a dat pe un prostul. Poate mai vine cumva unul și mă face căcat aici. Așa, bun. Băgă-mi aș picioarele în... Ieși acasă, că acum mă și omori. Băgă-mi aș picioarele în tine de prost. What? Ia, ia ce... What the fuck? Ia. Ieși acasă de prost, îmi pui. Ia bă și dormi, că mi-e frică de deșteare. Și mă ftică creeper ăștia, bă, ar trebui să fac și o armură full iron, că nu am chef de alte tâmpenii de astea, să mor pe aici, să mai mor cumva, că așa, what the fuck, să vede un zombie. Și așa am destul de dead-uri. Death. De ce am găsit aici? Ce am găsit alături? Bă, în sfârșit mai am și o iron, că până acum nu ce am lipsă rău de tot, acum am și eu. Nu știu unde s-a auzit prostia, ai, what the fuck, hai să-l... Să-l băgăm și pe ăsta dacă tot nu ocupe locul în inventar degeaba la noi, să-l băgăm acolo la prăjit. Așa. Băi, nu, mă cred că eu nu știu cum să... What? Uitați-vă ce e în casa! Mi-am pui mei. Ce faci, Sebi? Păi zici mie undeva salvatorii. Ce salvatori? De la Minecraft și Mountain Blade. Nu știu de la Mountain Blade, de la Minecraft le bagi în apă pe data. Păi nu mi-a dat-o pe Minecraft. Pentru că nu ai instalat Minecraft-ul. Cum puii mei o să scap eu de fuckerul ăsta? Poate bubui în puii mei. Mă, sunt curios dacă asta le topește. Că nu topește ar fi bine, dar știu că prostile așa de obicei topesc zăpada, să zic așa. Pună măcar așa mai... Nu știu ce să zic. Știu că de obicei topește, se topește zăpada de la torțe. Măcar deocamdată așa, nu știu, măcar un pic. Să se topească în puii mei. Se topește urât de tot. Pentru că problema este că și glowstone nu topește. Deci, dacă se apucă să se topească, e nașpa rău de tot. De avantaje, dezavantaje cășilor din zăpadă. E frumoasă foc, n-ai ce să-i ceri. Frumoasă rău de tot. Aștept să o și finisez, să vezi atunci ce frumoasă o să iese. Pe aici cred că totuși era stone. Nu știu, vedem noi. Bă, păi din păcate, cred că trebuie să închidem acest episod aici pentru că eu trebuie să plec neapărat undeva acum. Bă, păi că nu se topesc. Băi, ok dacă nu se topesc. Trebuie să mă duc să iau niște apă, că eu, noi luăm apă de la un izvor, ceva de genul, pentru că e cam cea mai bună din oraș. Am făcut cineva analizele cunoștințe și cea mai bună din oraș și mergem să luăm de acolo și e cam momentul să mergem să luăm. Așa. Vreau să văd ce mai are Max pe aici, sunt curios. Mă, întrebarea mea este, cum de nu ia foc, frate? Am făcut și o casă de genul. Băi, și... What the fuck? Mi-a luat foc în puii mei. Ce șmecherie în puii mei asta? What the fuck, am auzit un zombie. Ce fermă, va... Șmecher făcut aici, șmecher. Bun. Ferme tot, prostioare, nebuneli. Poți să ieși prin ambele, ce scrieci? Free cake, unde, că vreau și eu. Da, de unde, că niciun free cake, că ești minciuni. Ăla sunt slime ball, what? Aici am... A... Ok, dăm și mie. A, okay, și acum pe unde plecăm? A, pe aici. Ok. Bun.
Păi bun, toată lumea, din păcate trebuie să închidem acest episod aici, pentru că m-am zis trebuie să plec neapărat și am zis că până mă întorc să reușesc să, cum se numește, să pun un clip la randat, asta e mașină, mai știu. Să pun un clip la randat până mă întorc să pun și pe YouTube. Asta ce masă, ce pui mie asta. Pian, lol. Cred că asta ar vrea să fie bun, toată lumea, deci cam cu acest episod. Vă abonați dacă v-a plăcut, lăsați un like și noi, desigur, o să ne vedem în clipul următor în care sper să facem cât mai multe, pentru că ușor, ușor ne ridicăm și noi la standarde mai mari. Deci, toată lumea, cam atât cu acest episod. Vă abonați, toată lumea, ne vedem la viitoare. Pupa!